Bună, sănătoși voioși? Bunica, ce a zis medicul? A zis că e bine să continui pastilele pe care le iau. Și zicea că îmi scrie rețetă, dar ia că nu o găsesc. Nici nu o căuta, medicul nu mai dă rețete de hârtie. Dar de care? E rețeta. Parcă zicea că s-a schimbat ceva. Acum și vă arăt. E rețeta, e un program pe calculator care conectează medicii și farmaciștii din toată țara. Atunci când mergi la medic, acesta introduce informațiile despre medicamentele prescrise în sistemul e-rețeta. Apoi mergi la farmacie, fără rețete ștampelate sau alte documente, doar cu buletinul. Iar farmacistul vede în program ce medicamente trebuie să ți elibereze. Ce e mai comod așa? Da. Și vor fi mai puține greșeli. Totul e clar și simplu. Dar dacă la farmacie n-au toate medicamentele? Nu e o problemă. Poți merge la două sau chiar trei farmacii până găsești tot ce e prescris în e-rețeta. Mare minune cu tehnologiile astea. Dar cel mai fain știți ce e? Pentru că data trecută medicul a introdus datele buletinului meu, acum pot merge eu la farmacie să vă iau medicamente prin e-rețeta. Chiar? Numai nu te deranja. Niciun deranj. Trec pe la farmacie și vin să vă văd. Te așteptăm cu masa caldă.